Astea sunt ultimele cuvinte ale lui Starswirl înainte de a dispărea. Deci și ceilalți bunei legendare au existat cu adevărat și apoi nimeni n-a mai auzit nimic de ei. Și-au folosit magia pentru a deschide poarta către pragul iadului. Vom găsi elemente care sunt conectate la stâlpi într-un fel sau altul. Te-am adus înapoi! Nu poți aduce numai stâlpii înapoi! Mici ponei, mici ponei, ce e prietenia, n-am știut. Cu toți împreună, să fii bun, ce ușor poate fi, cu un strop de magie, sigur vei reuși. Mici ponei, prietenie îți oferă dacă vrei. Micul meu ponei, prietenia este magică. Jocul Dumnelor, partea a doua. Încercarea ta jalnică de a mă captura a eșuat, Starswirl. Du-ne înapoi în iad. E singura modalitate de a-l opri. Am înțeles doar cum să vă aduc înapoi. Lucrez la asta? Nu are cuprins. Dă-mi voie să te ajut. Așa. Fără puterea din Ponhenge, vraja ta de exilare e inutilă. Mi-ai studiat scrierile, sigur ai un alt plan. Nu, eu doar voiam să te salvez, eu nu credeam... Nu vă mai agitați, când voi stinge lumina și speranța acestei lumii mizerabile, nu vă veți mai aminti nimic. Creatura are o putere aproape la fel de mare ca a ta, Starswirl. Dar chiar și cu slăbiciunea mea nu poate opri puterea umbrelor. Din fericire pentru ea, nu e singură. Să-ți spun ceva. Nu ne vom odihni până nu vom găsi o modalitate de a te trimite înapoi în iad. Niciodată! Zilele tale de glorie au apus, Starswirl. Acum puterea întunericului meu va domni și voi șase veți îngenunchea înaintea mea! Unde s-a dus? Asta e o enigmă pe care trebuie să o rezolvăm repede. Cât timp am fost plecați? Peste 1000 de ani. Atunci vraja mea a funcționat înainte să se amestece cineva și tărâmul nostru a avut parte de pace pentru 1000 de ani. Salvăm ponei de Nightmare Moon, Haos, Regele Sombra, Lordul Tirek și apoi Starlight a călătorit în timp și aproape a distrus viața. Dar astea sunt toate istorie. Dacă ați realizat atâtea, atunci îl vom opri pe poneiul umbrelor de două ori mai repede împreună. Vom vedea. E ușor să spui că ai salvat lumea. E altceva să o și faci. Am salvat lumea, bărbosule, și o putem face din nou. Chiar și așa, rămâne problema găsirea poneiului umbrelor și tărâmul ăsta este vast. Se pare că aveți nevoie de o hartă. Din fericire avem exact ce ne trebuie. Cred că mi se pare cunoscută magia asta. Știai că poate face asta? E Starswirl, poate face orice. Această hartă și chiar acest castel au crescut din semințele pe care le-am plantat în urmă cu 1000 de ani. Chiar a avut efect. Ce a avut efect? Fiecare dintre noi a inoculat magie într-o sămânță de cristal cu speranța că vor crește, devenind o forță a binelui. Am vrut să lăsăm ceva pentru a proteja tărâmul în absența noastră, dar nu am visat niciodată că darul nostru va deveni atât de puternic. Vreți să spuneți că elementele provin de la voi? Știți? Cristalele strălucitoare care cresc din copacul armoniei ne reprezintă pe noi! Râsete! Onestitate, generozitate, loialitate, bunătate și magie! Sunt reflecții ale elementelor noastre de speranță, putere, frumusețe, curaj, vindecare și vrăjitorie.
Habar n-aveam că mica noastră sămânță va înflori devenind un spirit viu al tărâmului. Mă bucur că moștenirea noastră a ajuns la ponei atât de capabili. Și nu mai avem nevoie de Ponhenge pentru a ne trimite dușmanul înapoi în iad. Putem folosi magia stocată în acest copac al armoniei. Dar pentru ovrajul de exilare nu e nevoie de multă putere? Vom sacrifica elementele pentru asta. Ar dispărea pentru totdeauna? Star Swirl, copacul nu poate supraviețui fără elemente. Și dacă piere, Ecvestria va avea de suferit. Dacă Poneiul Umbrelor își pune în aplicare planurile, tărâmul vostru va dispărea. Așa că, dacă nu ai o idee mai bună... Dușmanul nostru va căuta locuri întunecate din care să-și tragă putere. Voi pregăti vraja pentru a-l lovi de îndată ce-l vom găsi. Ce mai așteptăm? Îmi place spiritul tău. Oh, da! Ce zici de asta? Manierele poneilor de mare nu ne vor ajuta acum. Twilight? Ești bine? Tocmai am condamnat Ecvestria pentru că eram obsedată de întâlnirea cu idolul meu. De ce nu aș fi bine? Ha, nu știai că o să se întâmple asta. Dar ar fi trebuit să te ascult. Acum elementele se vor pierde pentru a îndrepta greșeala mea. Poate că există o altă cale. Dacă există, Twilight o va găsi. Prag de portal, chei de portal, vrăji de portal, da! Dacă stâlpii pot ține deschisă poarta spre iad, un ponei puternic poate face chiar el vraja. Știi ce înseamnă asta? Pot să nu mai car cărți. Stâlpii nu trebuie să mai părăsească Ecvestria. Chiar dacă vom pierde elementele, îi vom avea pe poneii care le-au creat. Și poneiul umbrelor va fi izgonit. E minunat. Dar mă gândeam la o altă cale care poate nu implică deloc izgonirea. Star Swirl știa ce face când a făcut acea vrajă. Dacă o pot îmbunătăți, poate va înțelege că iau în serios magia la fel ca el. Se pare că locurile întunecate pe care Star Swirl le-a indicat pe hartă s-au schimbat. Bun, pariu că ponoiului umbrelor i-ar fi plăcut peșterile sinistre înainte ca 1000 de ani de eroziune să le transforme în defileul sinistru. Deșerturile Appaloosa sună ca un loc întunecat și pustiu. Cine ar fi crezut că vor deveni un loc așa de popular pentru dans? Și înțeleg de ce partea asta a Ecvestriei obișnuia să fie îmbăluită în noapte eternă, unde poneiul umbrelor provoca haos în timp ce poneii nu puteau să-l oprească, dar locul ăsta și-a revenit. V-am spus că acum e plin de lumină? Se pare că în vremurile astea sunt mai puține colțuri întunecate în tărâmul poneilor. Și asta nu e un lucru bun? Adevărat, poneiului umbrelor nu-i va fi prea ușor să-și recâștige puterea. Când își ridică din nou capul, vom fi gata. Nu există o cale să-l izgonim fără a vă pierde pe toți? Oh, aș fi vrut să fie. Dar pentru a ne salva casa, suntem dispuși să o părăsim. Nu cred că va fi nevoie. Vraja mea nu e încă gata, dar îl putem trimite pe poneiul umbrelor în iad, fără să vă duceți și voi acolo. Chiar dacă îți apreciez entuziasmul, Twilight, ăsta nu prea e momentul să ne asumăm riscuri cu vrăji făcute în pripă. Îmi cer scuze, domnule Bărbos, dar Twilight nu face nimic în pripă, să știți. Mai ales magie! Serios, i-au crescut aripile terminând una din vrăjile tale. Vraja ei merită citită înainte de a o da deoparte cu copita. Deși e o abordare neobișnuită, cred că ar putea funcționa. Presupun că există o șansă. Dar încă nu știm unde e dușmanul nostru. Poate ar trebui să încercăm acolo? Umbrele goale. Cred că o ramură a familiei Apple locuiește acolo. Ar trebui să fie destul de îndepărtată. Umbrele goale au fost părăsite de o veșnicie. E ciudat. Singurul loc în care harta ne-a chemat pe toate a fost satul lui Starlight. E ca un sistem de urmărire a răufăcătorilor. Nu te supăra. Crezi că harta ar încerca să ne spună unde e poneiul umbrelor?
Arborele Armoniei care acționează pentru a proteja lumina regatului. Da, e o idee bună, Twilight. Aha! Voi face niște adnotări la vraja asta. Pregătiți-vă pentru luptă. Știm că nu sunt la fel de experimentată ca voi, dar izgonirea e singura opțiune? Adică a trecut mult timp. Poate că poneiul umbrelor e gata să vorbească cu noi? Mă îndoiesc că ne putem salva tărâmul cu o conversație. Dar am putea încerca, Starlight. Sunt sigură că Star Swirl și ceilalți au încercat. Poneiul umbrelor n-a fost interesat de posibilitatea împăcării. Un ticălos rămâne un ticălos. Twilight, Sunburst, veniți cu mine. Vreau să perfecționez această vrajă pentru a o folosi. Haideți, trebuie să ne pregătim pentru lupta ce ne așteaptă. Știu că Star Swirl e un vrăjitor grozav, dar întregul plan pare greșit. Harta ne-a trimis tot timpul doar să rezolvăm probleme de prietenie. Poate că e așa, dar poneiul umbrelor nu pare genul interesat de prietenie. Serios? Nu știm nimic despre el. Niciun ponei nu știe. Nu e chiar așa. Știați cu toții pe poneiul umbrelor înainte de a deveni ceea ce e. Probabil ați fost prieteni, deci ce s-a întâmplat? Povestea rupturii noastre e una tristă. Stigian era un ponei ca toți ceilalți. Deși mai mult cărturar decât erou. Și-a dat seama că lumea noastră are nevoie de campioni ca să o apere. Poate că el ne-a adunat. Dar era doar un unicorn obișnuit care în curând a devenit invidios pe abilitățile noastre. A furat obiecte de la fiecare dintre noi, artefacte pe care le-a folosit într-o vrajă. Și noi l-am alungat pentru asta. Întotdeauna am crezut că se vor întoarce și își va cere iertare. Dar când l-am văzut din nou, inima era întunecată de răzbunare. A distrus chiar și speranța mea de a-l salva. Dar de ce a furat artefactele de la voi? Fără îndoială a fost o încercare de a ne folosi puterile pentru el. Se pare că aveți multă treabă. E ceea ce trebuie făcut și ar fi mai bine dacă n-am fi deranjați. Îmi pare rău, Starlight, dar nu ne putem opri să discutăm. Mizele sunt mari și trebuie să-l izgonim pe Stygian. Am înțeles. Pe cine? Stygian era numele la care poneiul umbrelor a renunțat când s-a lăsat acaparat de întuneric. Și încerc doar să-mi dau seama de ce. Invidie își dorea mai multă putere decât avea și această dorință l-a condus pe o cale de unde nu există întoarcere. Știu din experiență că asta nu e întotdeauna adevărat. Când Harta v-a chemat în satul meu, era o problemă de prietenie. Crezi că acum e altceva? Eu... Stygian vrea să distrugă tot ce e bun pe lumea asta. N-ai cum să te împrietenești cu un astfel de ponei. Bine că idolul tău nu era prin preajmă când ai decis să fii prietena mea. Altfel eram și eu exilată în iad. Mă bucur că avem șansa să vedem ce a crescut din eforturile noastre cu atât de mult timp în urmă. Parcă e păcat să-l distrugem. E un sacrificiu necesar. Cu elementele puterii îl vom închide pe poneiul umbrelor în iad și datorită lui Twilight vom rămâne noi înșine să păzim ținutul. Cum le folosim? Păi, nu sunt sigură. Ele lucrează pentru noi. Elementele sunt încorporate în voi. Vom folosi magia lor în perechi. Nicio problemă. Ne-am obișnuit să alungăm răul înainte de micul dejun. Și va fi o onoare să salveze Gbestria cu voi toți. Chiar sper că Twilight știe ce face.
Mi-amintesc să fi citit ceva din care să răiasă că umbrele goale sunt așa? Poneiul umbrelor trebuie să fi schimbat totul urmărindu-și scopul. Pregătiți-vă! E aici! Stygian, arată-te și înfruntă-ne! Cu siguranță mi-aș fi amintit dacă aș fi citit despre asta. Bine ați venit în Hăul Umbrei. Când mi-ați întors spatele, am descoperit locul ăsta. Întunericul mi-a vorbit despre o putere dincolo de orice îmi pot imagina. Și eu am ascultat. Eu și umbra am devenit una. Curând tot râmul va fi la fel. Apoi toți poneii vor simți disperarea pe care eu am simțit-o când m-ați alungat. Am făcut ceea ce trebuia să facem. Tu ai încercat să ne furi puterile pentru tine. Nu! Voi erați egoiști și acum veți plăti! Sigură că nu e o problemă de prietenie? Sunteți gata? Deschideți portalul! Acum! Mă veți închide din nou! Twilight, împinge-l! E un ponei acolo! Ești Stygian? Am fost odată, până când prietenii mei m-au trădat. Star Swirl spune că tu i-ai trădat pe ei. Voiai magia lor! Nu, am vrut respectul lor. I-am adus la oaltă, am planificat strategia, am citit tot ce am putut despre fiarele cu care ne-am confruntat. Dar nu aveam nicio magie sau putere, așa că nimeni nu m-a băgat în seamă. M-am dus la Bonehenge să-mi fac copii ale artefactelor. Pe ele am crezut că pot fi și eu un stâlp, să stau alături de ei în luptă. Nu am vrut niciodată să le fur puterea, dar în loc să mă accepte și să mă lase să-i ajut, prietenii mei m-au alungat. Așa că am devenit mai puternic decât oricare dintre ei. Întunericul m-am întâmpinat că niciun ponei nu voia și eu voi face ceea ce trebuie pentru a-l proteja. Dar e doar o neînțelegere. Dacă stâlpii ar fi știut ce simți, nu ți-ar fi întors spatele. Umbra nu e ceea ce ești cu adevărat. Lasă-mă să te ajut să fii din nou Stygian. Chiar dacă prietenilor mei le-ar păsa, ce te face să crezi că ai putea să mă ajuți? Pentru că asta e ceea ce face ea. Nici eu nu am fost așa de diferită față de tine și Twilight m-a ajutat să mă schimb. Cu siguranță poate salva o prietenie. Vreau să te cred. Dar întunericul nu va fi oprit. Luptă cu întunericul, Stygian. Nu mai ai nevoie de el. Răzbunarea nu e ceea ce vrei, ci prietenia! Twilight! Umbra nu-i va da drumul. Vrea să se oprească, dar nu poate să o facă de unul singur. Atunci trebuie să-l ajutăm.